Un șofer a fost sancționat pentru depășiri periculoase pe E85 în zona localității Pătrăuți, după ce o filmare cu acțiunile sale a circulat pe rețelele sociale în data de 21 iulie. Polițiștii rutieri din cadrul biroului rutier Poliția Municipiului Suceava au reușit să probeze activitățile ilicite ale șoferului în trafic, punând în pericol siguranța rutieră a celorlalți participanți și determinându-i pe șoferii mașinilor din sensul opus să se ferească în mod forțat. Bărbatul în vârstă de 62 de ani și cu domiciliul în comuna Frătăuții Noi a fost sancționat cu o amendă în valoare de 870 de lei, dar și cu pedeapsa complementară de suspendare a dreptului de conducere pentru 60 de zile. Această decizie a fost luată ca urmare a comportamentului său periculos în trafic, care a creat un risc crescut pentru siguranța celorlalți participanți la circulație. Poliția din Suceava subliniază importanța aplicării măsurilor pentru creșterea fermității în abordarea situațiilor de risc rutier și comportamentelor periculoase în trafic. Prin măsuri preventive și aplicarea sancțiunilor potrivite, autoritățile au reușit să obțină o scădere a numărului de accidente grave și persoane decedate în accidente rutiere în județul Suceava. Astfel, în anul precedent, județul a înregistrat cel mai mic număr de persoane decedate în accidente rutiere din ultima decadă, fapt care a determinat ieșirea din poziția fruntașă la nivel național în ceea ce privește numărul de accidente grave. Colaborarea dintre instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței rutiere și mass media a jucat de asemenea un rol important în identificarea și sancționarea șoferilor care încalcă legislația rutieră. Comunicarea deschisă cu publicul și implicarea cetățenilor în identificarea derapajelor comportamentale în trafic a dus la identificarea a peste 20 de șoferi teribiliști sau care pun în pericol siguranța rutieră în acest an, urmând a fi aplicate și măsuri sancționatorii adecvate. Inspectoratul Județean de Poliție Suceava face un apel către toți participanții la trafic să respecte legislația rutieră și mulțumește cetățenilor pentru colaborarea și atenția acordată acestor aspecte. Prin aplicarea prevederilor legale și promovarea siguranței rutiere, autoritățile își propun să asigure un trafic mai sigur și să reducă riscul de accidente în județul Suceava.